Pile acelea trebuie să folosească mai multe zboruri cu escală. Pe aeroporturile din Frankfurt și Lisabona a respectat rigorile existente în prezent din cauza pandemiei de coronavirus. După 40 de zile de carantină, un taxi, trei avioane, un autobuz, patru ambulanțe și 39 de ore de călătorit, am reușit într-un final să ajung la destinație, dar acum trebuie să intru în carantină. Acum am nevoie de somn, a scris Mirko Pilaceli pe contul său de Instagram. Portarul, în vârstă de 26 de ani, va sta în carantină timp de 14 zile, după care se va alătura colegilor în cantonamentul din Lunca Jiului. Alb Albaștri se află în cantonament de pe data de 8 mai și se antrenează după un program pus la punct de la distanță de noul tehnician Cristiano Bergodi. Pila Celi a venit la Universitatea în 2018 și a fost titular sub toți antrenorii, mai puțin spre finalul perioadei Victor Pizurcă. El plecase în Italia la jumătatea lunii martie când a fost întrerupt campionatul.